Un bărbat urmărit internațional de autoritățile judiciare din Italia a fost identificat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii din cadrul secției numărul 1 Poliție Rurală Modelu, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoare emis de instanță pe numele unui bărbat în vârstă de 51 de ani din Comuna Modelu, județul Călăraș. Acesta a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. Cel în cauză a fost încarcerat în penitenciar.